litera A, Iași. Primarul Comunei Helegiu a convocat ședința ordinară a Consiliului Local prin discuția 33/2021. În cadrul ședinței sunt prezent 13 consilieri, lipsește domnul consilier Melinte Maria și domnul Lucrea Sorin. Ședința este legal constituită. Își poate desfășura lucrările. Rog, domnii și doamnele consilieri, dacă au un interes în problema supusă dezbaterii, să se abțină de la vot sau de la dezbatere. În conformitate cu articolul 136 din codul administrativ, proiectele de hotărâre sunt însoțite de rapoartele de specialitate, raportul de aprobare și avizul de consultative ale comisiilor de specialitate. A venit și domnul Oprea Torin, lipsește doar Melinte Maria. Doamna președinte, dați citire ordinii de zi. Ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu de 27.1.2021. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Helegiu. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Helegiu și ale instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral de venituri proprii și subvenții la 31.12.2020. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea pentru aprobarea contribuției lunare în sumă de 3.000 de lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a domnului Tănas Adrian, persoana aflată în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, Sfânta Parascheva, din comuna Târgu Trotu, județul Bacău. Numărul 5, diverse. Care vreți, vă rog să vă înscrieți? Nu. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 1. Aprobarea procesului de verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Helegiu din 27.1.2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Helegiu. Dacă sunt discuții, vreți să vă înscrieți? Prin ordinul Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației numărul 25 din 2021, se aprobă modelul orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, care clarifică și reglementează activitatea autorității deliberative a administrației publice locale. Astfel, se reglementează modalitatea de validare a mandatelor de consilier local, validare ce se va realiza de către instanțele judecătorești. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Consiliul Local va adopta hotărâri cu majoritate absolută sau simplă după caz, iar hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de Consiliul Local cu majoritate calificată, majoritate calificată reprezentând 2/3 din consilierii locali în funcție, respectiv este vorba despre 11 voturi pentru Consiliul Local de Helegiu. Majoritatea absolută reprezintă jumătate plus 1 din consilierii locali în funcție, adică 8 în cazul Consiliului Local Helegiu. Cu majoritatea absolută se vor adopta hotărârile privind bugetul local, hotărârile privind contractarea de împrumuturi, hotărârile prin care se stabilesc impozitele și taxele locale, hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare județeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, hotărârile privind organizarea și dezvoltarea urbanistică a localităților, hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorități publice, hotărârile privind administrarea patrimoniului, hotărârile privind participarea cu împrumuturi, capital sau cu bunuri după caz, în numele și în interesul colectivităților locale, la dezvoltarea și funcționarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică. Hotărârile privind aplicarea de sancțiuni în condițiile legii pentru consilierii locali. Se mai stabilește modalitatea de funcționare a comisiilor de specialitate. Aceste comisii vor întocmi avize consultative pe baza amendamentelor și a propunerilor formulate de membrii acesteia. Amendamente care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenți. Formatul avizei comisiei de specialitate se regăsește în anexa 4 la regulament. Avizul comisiei și amendamentele formulate în cadrul acesteia după caz se transmit secretarului general care dispune măsurile corespunzătoare cel mai târziu în ziua ședinței. Amendamentele se formulează în scris și se pot depune de către primar sau de oricare dintre consilierii locali. Inițiatorul unui amendament îl poate retrage sau poate renunța la susținerea acesteia în orice moment.
În mod excepțional, în timpul dezbaterilor, se pot formula amendamente verbale la proiectul de hotărâre a Consiliului Local, însă acesta se formulează de comun acord cu inițiatorul proiectului de hotărâre. Modelul amendamentului este prevăzut în anexa numărul 10 la regulament. Consilierii locali au dreptul la indemnizație lunară doar dacă participă la cel puțin o ședință a autorității deliberative și o ședință a Comisiei de Specialitate pe lună desfășurate în condițiile legii. Indemnizația lunară pentru consilierii locali se calculează acum după o formulă, astfel încât dacă într-o lună de zile vom avea două ședințe, o ședință ordinară și o ședință extraordinară, dacă consilierul local participă la ambele ședințe, va lua indemnizația 10% completă, integral, din indemnizația primarului, dar dacă va participa doar la una dintre ședințe, la cea ordinară sau extraordinară, va fi în funcție de... va fi jumătate dacă va fi doar la una. Dacă vor fi trei și va participa la o singură ședință, va fi o treime. Deci dacă nu veți participa la toate ședințele din luna respectivă, indemnizația va fi fracționată în funcție de numărul de ședințe la care veți participa. Asta este noutatea pe care o introduce formula aceasta de calcul. Modelele de amendamente de avize sunt în spatele regulamentului pe care trebuie să le întocmiți dacă... Sunt discuții? Asta tot era un cod administrativ. Care este noutatea față de regulamentul care l-am aprobat în noiembrie? Au venit cu un regulament cadru care au avut anexate modelele acestea pentru avize, amendamente, pentru registrele de proiectele de hotărâri, așa, ca o procedură de lucru. Anexele, toate astea existau în codul administrativ, mai puțin formula aceasta nu era detaliată în codul administrativ, au venit cu ea în regulament acum și practic au cumva procedurile de lucru pentru fiecare activitate în pase. Da, deci nimic nou ca și, da, da. Practic era mai greu să lucrăm cu articole modificate. Putem să modificăm și da. Deci e mult mai ușor să se lucreze cu regulament ca coadă decât să stai cu modificarea să vezi de asta. Toate noutățile le-a spus Carmen acum, care erau practic. Deși practic, erau și în celălalt. Erau și în cele de majoritate. Dar a expres cu ordinul ăsta. Din 25 ianuarie. Da, este de anul acesta. Cea mai dură e aia cu modificarea de calcul, indemnizații. Restul... Dacă nu mai sunt discuții, supunem spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abține? Proiectul numărul 3, privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Helegiu și al instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral de venituri proprii și subvenții la 31.12.2020. Aici trebuie o mulțumesc de detaliu. Ce în conformitate cu prevederile articolului 57, alineatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ordonatorul principal decret întocmesc și prezintă spre aprobarea autorităților deliberative până la data de 31 mai a următorului an conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la articolul 1 alineatul 2 în următoarea structură. La venituri, prevederi bugetare inițiale, prevederi bugetare definitive, încasări realizate. La cheltuieli, credite bugetare inițiale, credite bugetare definitive, plăți efectuate. Deci contul de execuție al bugetului propriu se prezintă astfel. Veniturile totale, aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2020, au fost de 9.776.760 lei, iar încasările sunt de 9.152.344 lei, respectiv 93,61% din prevederile definitive. Structurate pe veniturile secțiunii de funcționare, aprobate au fost de 7.016.160, iar cele realizate de 7.216.786 lei, reprezentând 102,86% din prevederile definitive. La veniturile secțiunii de dezvoltare, aprobate au fost de 2.766.600 lei, iar cele realizate de 1.935.558 lei, respectiv 70,11% din prevederile definitive, sumele încasate datorându-se în principal vărsămintelor din secțiunea de funcționare și a subvențiilor de la alte nivele ale administrației publice.
Cheltuielile totale aprobate au fost de 11.536.900 lei, iar cele efectuate în sumă de 9.260.821 lei, realizarea acestora fiind în procent de 80,27%. Cheltuielile secțiunii de funcționare aprobate au fost de 7.163.286 lei, iar cele efectuate de 6.199.238 lei, respectiv 86,54% din prevederile definitive. Fundamentarea și aprobarea cheltuielilor a bugetului propriu a fost făcută în strictă corelare cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor, asigurându-se în anul 2020 drepturile de natură salarială, precum și asigurarea cheltuielilor de întreținere și funcționare a aparatului propriu. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare aprobate au fost de 4.373.620 lei, iar cele efectuate de 3.061.583 lei, reprezentând 70% din prevederile definitive. La data de 31.12.2020, contul de execuție înregistrează un deficit de 108.477 lei, din care la secțiunea de funcționare un excedent de 1.017.548 lei, iar la secțiunea de dezvoltare un deficit de 1.126.025 lei. Deficitul secțiunii de dezvoltare a fost acoperit din excedentul anilor precedenți. La finele anului 2020, Comuna Chelegiu înregistrează un excedent cumulat de 1.520.764 lei astfel. Deci, excedentul anului precedent, 1.629.242 lei, excedentul secțiunii de funcționare, 1.017.548 lei și deficitul secțiunii de dezvoltare, 1.126.026 lei. Pentru serviciu public de salubrizare, la 31.12.2020, contul de execuție se prezintă astăzi. Veniturile totale aprobate au fost de 368.650, iar încasările realizate în sumă de 304.268 lei. Cheltuielile totale aprobate de 368.650 lei, iar cele efectuate de 326.138 lei. Deci, contul de execuție înregistrează un deficit de 21.866 lei, a fost acoperit din excedentul anului precedent. Iar la finele anului, excedentul cumulat este de 40.009 lei. Am avut excedentul anului precedent de 61.875 lei și deficitul secțiunii de funcționare de 21.866 lei. Ei au obținut deficit anul acesta pentru că au avut un împrumut când au fost înființați către Comuna Chelegiu, către primărie, și l-au rambursat anul trecut de la secțiunea de la cheltuieli. Și cam asta... Dacă sunt discuții? Da. Deci, în concluzie, în 2020 a fost, sau strict 2020, a fost negativ. Da, numai 108.000. Așa, deci s-a luat din excedentul din 2019, din 2019, da. Din 2019 s-a putut gaura în 2020. Gaura. Ce fel ați făcut? Deficit a fost deficit din 2019. Pe secțiunea de dezvoltare, în general acolo. Da, sigur că va trebui aprobat acest fond de execuție. Continui să spun totuși că este un buget nerealist, un buget făcut, nu știu, așa s-a dorit sau așa a ieșit, un buget în care veniturile sunt subestimate, așa cum a spus și dumneavoastră, ca să iasă la încasare procentul, adică când pui venitul 800 de milioane la impozit pe venit, dar pe locuințe, ca să-ți iasă ție procentul de nu știu cât la 100 că ai încasat veniturile, mi se pare nu tocmai în regulă.
Un procent în care s-a pus accent pe dezvoltare, chiar dacă n-a fost acoperire pentru că a fost an electoral. Apropo, mai sunt facturi neplătite? Mai sunt facturi care nu trebuie să... Plătite. Am vrea să știu mult particular, cred că pe dezvoltare, la culte, am văzut cheltuielile de dezvoltare, sau refrați-mă, că găsiți un buget, 3.300.000 și ceva de mii, la ce s-au referit aceste cheltuieli? Dar n-am avut pe culte dezvoltare. Asta de la cămin, poate, sau? La căminul cultural, poate. Păi nu știu, vă întreb, ce refrați? Da, la căminul cultural am avut pe fonduri europene, că... Nu, pentru că au fost discuții vis-a-vis de... Pe același capitol, bunte, 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 da. Religie. Păi, la asta m-am referit, pentru că au fost discuții vis-a-vis de banii care s-au dat la biserică. Nu. El intră la același capitol, la 60. Păi am întrebat 70. Ce reprezintă acele cheltuieli pe dezvoltare, la culte, dezvoltare și religie. Nu, sunt cheltuieli la căminul cu sunt cumulate toate. Deci? Ele sunt cumulate, dar nu la dezvoltare. Păi, căminul pe dezvoltare? În fine, au fost discuții vis-a-vis de susținerea bisericilor, pentru că unii au spus că s-au dat 200 de milioane, au spus că s-au dat 500 de milioane, de exemplu, la Filegiu, și credeam că s-au dat atâția bani. Nu, se practică. Nu o să așa fie. Da, nu știu, pe final electoral se poate, deci este pe cămin, probabil. Nu. Secțiunea de dezvoltare la capitolul 67 la culte, în cultură, este doar cămin. Am înțeles, da. Mai sunt discuții? Dacă nu supune spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu mulțumesc. Proiectul numărul 4, privind aprobarea contribuției lunare în suma a 3.000 de lei în vederea acoperirii costurilor de întreținere a domnului Tănase Adrian, persoană aflată în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfânta Paraschiva din comuna Târgu Trotul, județul Bacău. Nu, haideți că vă pun întâi eu temeiul legal, în baza căruia a fost instituționalizat acest domn. Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice stipulează că persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legal nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată de la bugetele locale sau județene după caz, în limita hotărâtă de acestea, de consiliile locale, costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale centrului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite de la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical. În evidența compartimentului asistență socială, s-a aflat la sfârșitul lunii ianuarie acest domn. Am primit un telefon de la Spitalul Onești, prin care mi se spunea că a fost găsit într-o stare de inaniție, nu știu, undeva în centrul gării. L-au adus pe linia de plutire și să-l preluăm noi. Singura soluție s-a găsit instituționalizarea în acest centru de la Târgu Ocna. Nu puteam să-l lăsăm în mijlocul străzii, probam că... Sunt discuții? Da. Eu cred că trebuie să plătim acest bani. Nu spun, cred că trebuie să ne implicăm în fiecare situație critică socială. Este datoria la autorităților, administrației să găsească soluții. Și oricare dintre noi ar fi fost primar sau ar fi reprezentat astăzi executivul, ar fi trebuit să ia această măsură. Din păcate, sunt multe cazuri extreme. Poate ar trebui să facem un regulament. Poate ar trebui să stabilim niște criterii după care ajungem să instituționalizăm și să suportăm aceste persoane, pentru că trebuie de la caz la caz. Bineînțeles că s-a făcut o anchetă socială și că el se încadrează, dar sunt multe cazuri. Eu mi-amintesc că în ianuarie am fost sunată de cineva de la Iași TV, copii de la Brătila și probabil știți că până la urmă au fost preluați de protecția copilului. Dar, din nefericire, nu datorită implicării autorităților locale. Deci să nu mai ajungem în situația asta, să ne mai prezint la televizor orice caz social extrem, pentru că sunt și situații care, mă rog, le sunt imputabile și la care își pot găsi singur rezolvare, dar în această situație chiar nu avem ce să facem. Dacă așa spuneți că stau lucrurile, va trebui să susținem și ori de câte ori ne confruntăm cu aceste situații, ar trebui să le tratăm cu maximă responsabilitate. Deci eu sunt pentru.
Ținem cont de faptul că acest domn Tănase are familie, nu știu dacă ar trebui să, pentru fiecare caz social, să aprobăm câte 3.000 de lei. Sau o sumă mai mare. Cred că o să gândim un regulament. Deci trebuie găsită o soluție, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care au Haideți să vă prezint situația, că eu am luat-o în piept și eu m-am confruntat cu ea cel mai... Și am și găsit soluția asta. Mulțumim domnului, cred că, sincer vă spun... Temeiul legal, domnule viceprimar. Temeiul legal l-aveam, dar realizatul, vă spun, o să înțelegeți de ce anume. Mulțumim, ar trebui să mulțumim celor de la Căminul Sfânta Paraschiva. Și vă spun de ce. Ei sunt singurii, ei sunt singurii care au acceptat sau acceptă o persoană sub limita de pensionare, adică sub 65 de ani. De altfel, o să vă arăt pe telefon, unde a avut el ultimul domiciliu. El astăzi, în momentul în care a fost găsit pe stradă, avea și buletinul expirat. Nu vă spun nici lucrul ăsta, pentru că e o realitate. Și el, într-adevăr, fiul al comunei noastre, fie că din Drăgugești, din Brătila, din Delen, Universul noastră, va aparține și el cuiva. De altfel, ne-am deplasat împreună cu doamna Cica la familie. Familia a spus clar, zice, domnule, el și-a luat partea lui de la părinți, a avut cândva un domiciliu, o locuință care a vândut-o și astăzi nu mai este om al străzii. Da? Nu suntem noi, mulțumim domnule că avem doar un caz. În momentul când a fost surprins sau găsit sau cineva a sunat la 112, l-a dus la spital, s-a făcut identificarea persoanei, clar a fost din helegiu. Bineînțeles, s-a dus la cunoștință nouă, dumneavoastră au făcut instituționalizarea, au făcut demersul, când să le elibereze, domnule, unde îl ducem? Deci când am mers la el acasă, acolo unde a stat el, casa părintească, de altfel aia aparține la alți frați, o să, nu știu cum o să pot să vă arăt, adică vă arăt așa... Da, deci nu se putea sub nicio formă să meargă nici chiar la casa părintească, deși nu era partea lui, adică la masa succesorală el nu avea dreptul la bunul ăla. Acum zice, domnule, noi vi-l aducem la primărie. Da, mulțumim frumos, dar la primărie, unde, ce să faci cu el? Nu, să-l lași în stradă, doar noi câinii să-l poți lăsa în stradă. Cu intervenția am reușit, l-am cazat la... aici la Slobozia, unde e un cămin doar de seară, doar de noapte, da? Pentru oamenii străzi. Imediat, și acolo, vă dați seama, ne-am izbit de problemă că nu avea identitate, cine, cum, destul de greu. Și ulterior, prin mai multe intervenții și rugăciuni, am reușit să luăm legătura cu cei de la Sfânta Paraschiva și iarăși a fost internat, am făcut alte demersuri și am găsit singura cale care am putut să-l ducem undeva la un adăpost pe omul ăsta. Domnul Vici, bea băiatul. Domnule, bea, e treaba lui ce e. Problema e că în momentul ăla el nu putea să meargă în picioare. Mai mult vrea să-l alegea după omul ăsta. Era de inamitie în momentul ăla. Este viața lui, face ce vrea cu ea. E chestia aia cum reacționăm noi ca și oameni. Vă să trebuie, domnul Vici. Da. În momentul în care nu avea acel om o să fie scos afară, da? Unde o să ajung? În stradă. Tu să vezi în stradă, să treci... Ar trebui să fie internat și cu astea care nu au. Să vezi și tu pe la spital, să vedeți pe la primăria. Cât... Încurajă cu vreți. Cât o contribuie el la primăria Heredin? Dar poate sunt mulți care nu contribuie. Cât o cunoaște pe fine dumneavoastră. Această sumă. Dar cunoaște pe fine dumneavoastră. Așa, e un... Cât știi ce l-a fost ăla? Dar cu ce-i fost la viața ta? Băi, tu știi ce l-a fost ăla? Ăla nu m-a bea, nu m-a zis crezi, mă. Și ce t-a ești dacă ai tu să-l ții tu? Păi te-ai tu, bă! Întrebarea mea este, această sumă de 3.000 de lei se acordă o dată pe an? Nu, dar pe an! Deci, în mod normal, suma este de 2.600, dar se ia o sumă forfetară în funcție de necesitatea de medicamente. Deci, clasa ar putea să mai și crească. Păi, dar noi muncim pe 2.000, domnul primar, și dăm 3.000 pe lună? 3.000 de lei pe an. E lor de mult. Este limitat. Nu, 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 nu
un an de zile, pentru că dacă se pune pe picioare, putem să-i dăm un ajutor social care are 1 milion de lei. Da. Absolut, da. Clar. Deci asta e situația în care n-am avut ce face cu el. Omul ăsta a fost intrat în spital, el a trimis, ne-a trimis la primărie. La primărie, am încercat să, cu Consiliul Județean, să ne implicăm atât cât am putut noi la nivelul financiar pe care ne-l permitem noi astăzi. Știm că poate să fie un precedent și foarte posibil ca începând de mâine să mai vină 4-5-10 cazuri. De aia, ideea doamnei Bădic a fost destul de ok să încercăm să avem un, să ne asumăm ca și Consiliul Local, până la urmă, un regulament pe care să-l gândim împreună aici. Dar dacă ați fost în locul nostru, la fel ați procedat. Nu am avut încotro. De aia am și spus că poate o să reușim într-un viitor, nu știu, în funcție de bugetul pe care o să-l avem, să ne facem noi o clădire în care să avem 3-4 dormitoare doar pentru probleme de genul ăsta, dar nu știu cum putem să ne îngrijim, pentru că cazul respectiv e a unui om, e adevărat, a avut o viață așa cum a avut-o, e păcatul lui, treaba lui, nu-i treaba noastră, dar în situația în care a ajuns la Heregiu era, și este și acum, imobilizat la pat. Unul nu se ridică, are 45 de kilograme, abia suflă, nu știu dacă apucă anul, de-abia o să apuce, că nu, dar e adevărat, e un efort destul de mare pentru bugetul nostru. Și gândiți-vă ce am face dacă astăzi 36.000 de lei destul de mulți bani pentru bugetul Comunii Heregiu, dacă am avea 5-6 cazuri la anul, nu o să ne fie deloc ușor. Dar aici poate da, cu o casă care se poate să mai apelăm la ONG să ne ajute? Deci eu m-am gândit acolo să reparăm sediul fostei primării, dar nu știu ce-mi place, de să vedem atunci când o să avem buget. Situația nu e roză, ținând cont de bugetul pe care o să avem anul ăsta, am primit niște sume care sunt cu 22 de miliarde mai mici față de anul trecut de la ANAF. Cred că aceste situații sunt toată țara, știm cu toți este o perioadă grea, pandemie, criză economică care este iminentă. Da. Dar nu e momentul, dar tot ați adus în discuție, vreau să vă propun Vasile Primăriei Vechi să devină centru social. Exact asta avem. Un centru de zi cu bani europeni, pentru că vor fi bani pe educație social și social-educativ și dezvoltare. Nu știu dacă o să putem face din fonduri europene, pentru că, în primul rând, nu avem nicio măsură care ne ajute astăzi, știți foarte bine. Nu sunt lansate măsurile, dar vor fi. Dacă mă lăsați să termin, mă gândeam la un parteneriat public-privat. Vă lăsați să terminați, dar ce să mai aveți dreptate, pentru că clădirea aceea nu e pe terenul primăriei Heregiu, știți foarte bine lucrul ăsta. Nu putem să facem, să-i tabulăm un teren care este al nostru. Bine, dar sunt o soluție să-l reparăm, cumva, pe cugetul nostru. Dar putem să rezolvăm problema terenului. Cum? Ați avut să-l cumpărăm. Toată lumea, cred că toți consilierii ar fi de acord să cumpărăm și tot terenul și să facem o zonă industrială. Am spus-o, asta știți că am spus-o și în planul meu de campanie electorală. Și de ce nu putem face? Pentru că putem să-l cumpărăm și nu avem bănuții necesari. Plus că discuția mea purtată cu proprietarii nu sunt de acord. Dar aici cu proprietarii sunt de acord, nu sunt de acord, nu e, adică nu e bătut în cuie. Hai, de ce nu e bătut? Pentru că eu am zis, se face din aia, precum să este de utilitate publică și atunci îl descoperim la valoare. Dacă am proprietar, dacă nu vreau... Adică e expropiere pentru că... Nu, discutam de terenul exclusiv sub primărie. Da? O parte din teren este, nu este a primăriei. Deci partea despre... Tot, nu știu cum îl cheam, acolo. Deci nu toată primăria este... Toată primăria. Terenul de primărie aparține familiei Chietraru, care are domiciliu în Constanța. Știu foarte bine că am discutat lucrurile astea și le-am chemat și știți foarte bine și de voastră. Cât? 1200 de metri, nu? Nu știu, acolo sunt 2 etaje jumate, și toți au proprietari. Primărie, îl putem cumpăra? Nu știu dacă putem cumpăra, pentru că ei nu au apă, trebuie să-i facem apă în jurești. Dar știți că situația mai bine ca mine, trebuie să-i cumpăra. Va trebuie să facem, da, mă rog, eu spun că se poate face chiar în aceste condiții și un parteneriat public-privat în care primăria să vină cu imobilul și școala să vină cu educație. Mă gândeam la un after school, copii care învață la școală și acolo în spate unde a fost sală de sport sau nu știu ce a fost să facem... Da. After school-ul e o altă discuție. Aș vrea și mi-ar plăcea dacă am putea să o facem la sediul școlii din Bretina, nu știu cum acolo. Acolo aș vrea să facem pentru cazuri sociale, 3-4 dormitoare, pentru că am avut destul de cazuri în care am fost aruncați în toiul nopții de familii abuzate, de soții bătute și aruncate din casă, n-am avut noi să-i cazăm, am găsit soluții prin locuințele noastre și ne-am implicat destul de mult. Chiar urmează copiii cei doi de la Brăchila, am fost destul de implicați. Nu sunt doar doi, luați anul ăsta, avem 9 copii dați la centre de plasament, la familii care au grijă de ei. Nu e nicio bucurie pentru ei, credeți că acolo de la studii. De multe ori, poate că acasă,
Am avut familia Pipo, pe acolo ne-am ridicat câteva cu două camere. Tot am încercat să păstrăm copiii în familie, n-a reușit. Trei copii sunt la Bacău, două familii la Delene, îmi scap acum, cei doi de la Goranva și de la Unor, la Vinia, cei doi al lui Ungureanu, la fel. Căldăraru, avem 10-11 copii, nu mai știu, exact într-un an de zile. Nu a fost niciodată bucurie pentru mine și nu v-ar dori niciunea să treceți prin, să-i vedeți cu ochii în lapte, când iei de lângă tată, chiar dacă e un alcoolic, chiar dacă nu știu, totuși, nu le convine, adică, credeți-mă, am avut cazul Pricop, unde cred că dacă nu lucram la casa respectivă în perioada aceea, cei doi copii gemeni erau morți astăzi și mai sigur erau morți, sigur. I-am găsit, efectiv, nici hrăniți și... Copii de 3 ani în orașul Cinzie, înghețați fără nimic de mâncare, deci era... Iar cei 3 care au rămas, vreau să vă spun că au fugit. Au fugit pe dealul... Iar fata cea mare, la care mă așteptam, pentru că am rugat-o și am insistat mult împreună cu fata de la poliție, că eram acolo, prezent doamna Cica, să meargă măcar să-i însoțească, mai că era beată terminată, să meargă cu cei mici măcar la spital, pentru că au fost doar de către cei de la centru. Fata a acceptat să meargă copiii și nu s-a mai întors. A vrut să rămână în centru, deci nu se mai vine acasă. Păi da seama și era fata cea mai mare, parte de 14 ani. În situația în care cu o zi înainte, noi terminasem căsuța de spital, 15-16 ani, șuptarea. 15-16 ani. În situația în care noi terminasem căsuța respectivă, montam mobila, așa am găsit copiii pe patul răsarțe, nici măcar nu au scos după saltea folia aceea din nailon. Erau veniți după 2 săptămâni cu sprijinul protoierii Oreșa părintelui Protopop Bârgăoanu, le-au dat un apartament în care au fost cazați. 2 săptămâni, 3 săptămâni. La un moment dat chiar supărase pe părintele pe noi că nu mai luam de acolo, nu mai reușeam să terminăm, eram șutorii ieri. Deci veneau din condiții bune. Dar când s-au văzut acasă, au făcut aceeași lucru pe care au făcut de obicei. Păi am sperat că dacă le facem două camere, le mobilăm, le au condițiile umane și necesare, pot păstra copiii. Nu a fost să fie. Și sunt mai multe cazuri. Legat de partea sa socială, sunt probleme. Și nu doar la noi, sunt peste tot. Mersăm discuții? Dacă nu se punem spre aprobare, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Dar o să gândim președința viitoare, dar nu știu. Eu da, deci numai domnul Jernescu se abține? Da. Vin la pomară, dacă nu cumva de merlește tot din noi și cadă. E adevărat, domnul Jernescu. El a avut o viață aparentă. Ce să-i faci? 5. Diverse, cine ți-o se înscrie la cuvânt? Domnul Zărnescu, spuneți. Domnul primar, este ulița aia de la școală, care e la noi, spus, la centru, care merge în gură acolo către Dan. Au s-au pus acolo umplutură, ce a făcut ăla, un bănuț, nu știu, e ta ce l-a pus, oamenii mai pot coboră la părea. Și vor oamenii să... Aia a fost... Ies în uliță publică. Da, pe bunul făceam naveta la școală. Da. Are drum. Trebuie, dacă nu aveți bun împrământ, luăm împrământul ăla care este la școală acolo, cu bulbul cu ăsta, că le face la oameni mai cu drumul acolo. Da, nu mai putem trece nici cu piciorul, să trecea cu mașină, cu tractor. Știți de ce vorba acolo? Dacă oamenii o zis și dacă nu mă trebuie pentru la bani, vorba de un putor, acolo ce se întâmplă? Drumul a fost întotdeauna așa de bun de vedere, pentru că n-am... Ai să circula? Da, să circula. E o uliță înscumpustă, cred că mergea tot cu căruța. Da, s-a pus o umplutură, cred că, de vecinul care a cumpărat casa de la Marea Ardelean, dar da, 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 nu vreau să dau numele aici, că m-am scurat de numele respectiv. Și ca să poată intra în curte, vis-a-vis de bănuța acolo, s-a făcut umplutura respectivă. O să încercăm jos, să completăm, cred că, până jos, la mașini de pământ. Dar e pământ, ăla care e la școală, nu trebuie dus de altă parte. Da. Tot trebuie o curățenie la școală acolo. Am mandat să zic cu cupa la bunul escavator, poate scăpăm de iarnă, nu avem nevoie de lamă și... Domnul Stoica? Da. În primul rând, la Direni, vedeți că a rămas o instalație, chiar acum, la Carme, a rămas de la Tăiciu. Știți că e de la Da, știți că da. Iar zona Carme și s-a pus în toată la magazin. Nu, mai încolo, mai încolo. Nu e așa, următoarea problemă. E plăcut mai simplu. Vă rog, sau da, poate pe ulița aia mai sunt ăștia care sunt pe vechi și... Da, la trecuși. Da, da. A, stai.
Așa, următoarea. Vă rog că luați în calcul la buget, poate luați un teren de fond, un teren de sport la Brădina. Unii e parcul ăla, dar tot a spus că nu se poate, nu i-am amenajat, că scrie cu ei. Dacă o să avem bani pentru am zis? La Brădina, o să facem aici la centru, chiar avem loc de un teren de fond. Mie, din punctul meu de vedere... Acolo, în calcul, niște jucării, într-o primă fază, două, trei foișoarele care copiii să stea seara și să... Mie mi se pare că mai încercul s-a părut acolo decât să vină mai. Dar cum să facem din nou panta aia acolo? Dar chiar în pantă? Nici nu poți să scapezi, dar dacă la vezi în 300 de să faci plan, prin pericolul clădirii de la dealul de Bădoveți, nu e adevărat. Și apoi e în centru satului, am experiență de aderire acolo, unde se joacă fotbal și zi și noapte, multe gălăgiri, pe cine îi desizează. Da. Da, și mai am tot așa, dacă e să luați un calcul la buget, un drum care adică s-a făcut o cerere de către cetățenii la Grăbucești. În ce stradă? Strada Ciuci. Ah, oameni, tu mă rii, da. Da, păi ei, oameni, număr, și mă... Am adus... Să vă reamintească. Dar care-i număr, credeți, cu uitamente? Începeți să... Nu, eu v-am adus la conștiință și... Avem patru străzi pe care, în vedere, au zis măcar din cele patru proiectare de modernizare. E vorba de strada Ciuci, e vorba de continuare strada Costea, continuare strada Ciulea de Sus, și strada mobilă la DR. Prima care va fi modernizată și care sunt convins că o vom face în primăvara aceasta este strada mobilă din DR, pentru că acolo avem utilitățile, avem proiectul finalizat, inclusiv au dat de construire. Opțiunea de anul trecut. Celelalte o să vedem în funcție de buget pe care o să-l avem și o să ne apucăm de lucru. Am încercat să-l împart echitabil, vedeți că regiul și măcar nu-i trecut în discuția asta. Pentru că strada Ciortan din Chelegiu cu strada Busuiociu și celelalte străzi care le avem pe CNI, sper să intre pe finanțare în cursul anului ăsta și să rezolvăm problema. Cea mai gravă problemă am rezolvat-o pe astăzi. Ne-am oprit pe strada Părâului, acolo unde pe 4,5 km se suprapunea cu investiția noastră. Am găsit până la urmă soluția și înțelegere din partea UAVA Siret Bacău. Cunoașteți cazul, cred că toți consilierii cunosc cazul, măcar ați fost în campanie și tot știți zona respectivă. Drumul, strada noastră se suprapune fizic cu Abia Părâului. Tot ce înseamnă apă este a statului român, se suprapunea cu lucrarea noastră. Am obținut un acord de parteneriat între noi și dânsii. Astăzi au venit cei de la Abia și am ridicat puncte și am fixat într-un fel sau altul canalul. Urmează să ne intabulăm și să obținem autorizația de construire și eu zic cu ajutorul Dumnezeu, cu sprijinul celor de la guvernare, de la opoziție, nu știu, poate reușim să dăm drumul proiectului respectiv. E cel mai mare proiect, cred că, din Comuna Vilnicie până acum. La fel și cu gazul lucrăm. Am depus documentații pentru obținerea vizelor. Mai avem pentru toate române și drumul național acolo unde documentația o să ne facă o altă firmă care urmează să facem un contract. E un pic mai dificil să obținem mai greu avizul de la drumul național pentru că avem vreo 10 km de drum național. Apoi, pe alții de concesiune, să sperăm că o să găsim un deal gata, știu, să-și asume investiția sau să găsim noi soluții. Și în tare cu apelerele acolo unde ne-am oprit. Suntem doar la formă de discuții, discutăm și cu proiectantul, nu ne înțelegem cu proprietarii. Exact ce vis-a-vis de cumpărarea terenului. Avem o problemă, e un titlu care au fost doi succesori, amândoi decedați, după unul 4 fii, după celălalt 2 fii. Unul vine și zice, domnule, eu dau acolo dacă îmi dă bucata nu știu care verișorii. Nu vrea să dea bucata nu știu care, că are la casă. Deci de-aia vă spun, vis-a-vis când începem să cumpărăm sau ce intenționăm să cumpărăm un teren, noi ca și UAT, ne lovești din problema asta. Facem rost de bani, nu facem, dar nu ai de la cine să cumperi efectiv, pentru că ei nu se înțeleg și nu vor să vândă. Deci nu ajungi într-o normalitate. Situația asta este și la Brătila, unde am identificat două, trei zboare aici, în zona de fostă grădinărie, în spatele familiei. Este la Pătru și la Orchean. Așa, exact, Orchean, nu știu, îmi găseam.
Am fost acolo, am văzut cum sunt identificat, nu știu, pentru că nu avem nicio măsăție. Mai sunt două izvoare mai sus de acolo. Da, dar nu sunt izvoarele noastre, nu-i terenul nostru. Ca să putem face o investiție, știți foarte bine, trebuie să fim proprietari în primă fază. Adică noi să achiziționăm terenul respectiv. Niciunul dintre cei cu care am discutat nici nu vrea să audă, pentru că apa respectivă o folosesc la grădinărie. Domnul primar, dacă noi nu vor să deie, mergem și îi dăm înapoi cu exact cât o ridică. Direcția grădinăriei la Vale au și 7-8 araci, care nu intră în izolată. Nu vorbim despre asta. Păi nu, 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 că e tot grădinărie, e tot în corp. Dar nu-l poți obliga, domnul Zărnescu. Nu-l poți obliga. Nu-l poți, domnul. Păi cum să le spuneți dumneavoastră procedura, că mă, imediat o aplicăm la DRE. Dreptul fratele este prin Constituția României și plus de asta, ce spuneți dumneavoastră, că a intrat, distanțul respectiv este al nostru. Știți foarte bine că acolo aparțin de apele române. În locul fostului belgi, ei sunt proprietari și astăzi. Nu, că îl stăpânesc, foștii proprietari îl folosesc, îl stăpânesc fără documente. Nu știu dacă, dacă e chiar la alte domnule aici, la... Deci asta la grădinărie. Eu nu știu dacă e apă română. Este apă română, este coada la apă. Da. 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 Doamna Stanciu, ați... Da, nu mai reușeți. Domnul primar, am înțeles de pe guratul guvernual, dar nu oficial, că ar fi fonduri europene pentru legume și fructe, pentru solarii? Se aprobă așa ceva la noi, la Chiregiu, la primărie? Dar nu, noi facem. Tot ce înseamnă proiectul e... persoane fizice, private, la APA, FIR, APIA, teren, proprietate, să fie înregistrat cu exploatație agricolă. Eu știu că din 2021 încă nu e nicio măsură, nici strategia mea măcar nu a fost aprobată. Deci nu putem vorbi de fonduri europene astăzi. Noi, pe solarii și pe astea, doar cei care au avut din anii din urmă și mai au un an, doi, care se urmărește de... Durarea măsuri. Da, da, nu, nu. Nu la Chiregiu, asta nu la primărie. De cum. La primărie doar cred că se eliberează o adeverință de rol pentru pământul respectiv, fiul de proprietate, poate să fie înregistrată la APIA cu cod de exploatare ca orice I, PF, persoană fizică autorizată, nu știu exact, și obții finanțare. Pe gală au mai fost măsuri de genul respectiv, de acea locală, chiar la cum e vorba de o lună de zile, au fost două lume de la două președinte aici, am avut întâlnire cu neamanța, inclusiv pe Facebook au fost postat, dar e foarte puțin de persoane interesate de investiții în agricultură. Din cert, încet vedem că nu mai sunt interesați de agricultură, în păcate. Și nu că nu ar fi rentabil. Eu cred că ar fi rentabil dacă, decât să mergi în Belgia la tăiat căpșuni, mai degrabă 3-4 vaci, nu știu. Concesionez o bucată de tarla pe care le avem la concesionat în ceapă de luna care vine, că le dau primar. O anumită vără, adică aia și mai au face. Să nu fie cumva terenul schimbat, destinația terenului să fie ăsta, și să fie care, indiferent de câștigă licitația, să angajeze vacare. Deci haideți să vă spun cum stau lucrurile. Și am spus-o și împreună cu doamna Bătică, am avut acea discuție cu 10 ani, că s-au dat prima dată în concesiune în fața respectivă. Noi nu vorbim de concesiune pentru pășunat, ci de întreținerea pășunilor. Pe tarlale, așa cum le avem noi fixate. Da, pe aici, dragi mei, să stați un pic. Ce ia va, ce ia va, ce ia va, nu se va schimba nimic față de ce a fost până acum. Animalele vor merge pe prislazul, așa cum au fost din bătrânii noștri, fixat, Bacna pentru vaci, Belgia pentru oi, iar pășunatul nu va fi interzis, indiferent cine va câștiga licitația. Că o va câștiga cel care are astăzi un concesionar. O va câștiga alții. Noi avem indiferent deja câteva cere care au fost dar de acolo. Dar înțeleg în acolo clar. Să angajeze dar repede, să fie, o să fie articol clar în care nu se va opri și nu se va asista pășunatul pe slazurile pășunului. Vorbim de o concesiune pentru reparații, pentru întreținerea pășunelor. Nici de cum pentru pășunatul. Nu, dar pentru că bine acolo. Doamna Bunic. Concesiunea este pentru întreținere, dar condiționat trebuie să facă dovada care are animale ca și ce animale are ca să fie eligibil pentru a concesiona. Dar acum este mult mai simplu că noi am făcut un plan de angajament pastoral pe care l-avem aprobat de către OJ... Și Consiliul Local a fost și da, și care a fost aprobat în care încărcătura pe fiecare tarla este fixată, cel care participă la concesiune pentru o tarla, pentru o parcelă, vine, face dovada cu codul de exploatație, cu animale înscrise, ce număr de animale are. Da. Vreau să întreb proiectul de alimentare cu gaze, în Chiregiu, de exemplu, sau unde l-ați avut în vedere. Presupune rețea pe ambele părți ale drumului? Da.
Avem 34 de km de rețea pe ambele sensuri, la care am deja le-am ridicat topul cu Eurocard la Mădești, plecarea va fi de la Ghenegiu, din fața stânii, acolo, ce am concesionat noi, de fapt, ce am făcut de membrare acolo 2 luni de zile, pe drumul național, prin Comuna Bârsănești, acolo va fi un acord de parteneriat între noi și Comuna Bârsănești, atunci când va fi cazul, iar dânșii au dreptul, conform legii, să se branșeze doar o singură dată în conducta respectivă, de aceea va fi luată în calcul dimensionarea conductei, în așa fel încât să le faciliteze și lor accesul, dar nu cred că va fi nevoie, pentru că știu că lucrează și dânșii la un proiect cu care este să fie finalizată? Nu știu, eu cred că o să dureze 2-3 ani. Părerea mea... Da, cred că va dura de destul de mult, nu știu. Am impresia că sunt încurcați acum și de legea nouă, de ordinul nou, prin care, din decembrie, dacă nu mă înșel, prin care sunt obligați să ducă utilitățile acolo unde intravilan și au rețea, până la... Am zis că sunt foarte multe cereri, chiar am discutat cu cineva de la delegat de la Târgu Mureș și spunea că sunt foarte, foarte multe cereri care au pus acum în dificultate. Nu reușesc să facă lucrul acesta și să fie o intervenție a Ministerului Mediului prin care să clarifice într-un fel sau altul. Nu știu exact ce să vă spun. Eu spun că noi suntem într-o fază de început la care lucrăm, obținem avize. Mi-aș dori enorm eu și personal, pentru că știți că avem mama face mica acolo și eu și cu domnul vice și ceilalți care aveți interese, sunt interesați să puneți... Și pentru locuințe. Și pentru locuințe și pentru orice. Eu tot că o să nici de mare pe iarnă atunci. Și credeți că și gazul la fel, dar măcar nu mai crepte nimic de iarna și nu... Mai scos cerușa. Mai scos cerușa, exact. Încercăm tot ce este posibil. Chiar ieri, alaltă eram în discuție cu o firmă de consultanță de la București. Am făcut și achiziția, 45.000 fără TVA, se va ocupa tot ce înseamnă consultanță, în vederea concesiunii către un concesionar național. Aș vrea să fie Delgaz, pentru că Delgazul au și la Livezi și atunci le-ar veni ușor să ne vină în zonă. Repet, formula noastră e grea, știți foarte bine, sunt kilometri mulți, cred că o să dureze 2-3 ani numai execuția, nu mai vorbesc de fază de proiectare. Până la finanțare, dar nu are nimeni, n-a avut niciodată. Dacă nu proiecte ați spune voastră, dacă finanțare înainte, dar n-a luat. Da, avem un proiect de mici care putea fi realizat, prin măcare cu dumneavoastră alte priorități. Pot să continui? Da, sigur. Da. Aș avea o solicitare. Nu știu, doamna secretară, nu mai știu exact raportul de subordonare în aparatul primarului sau în subordinea primarului sau în subordinea secretarului. Aș dori, dacă se poate, până la ședința viitoare, să găsim pe site-ul primăriei informații privind certificatele de urbanism, autorizațiile de construcții, autorizațiile de desființare, de demărare, pentru că este o informație pe care trebuie să o știm. Ați văzut că și Curtea de Conturi a prevăzut niște măsuri acolo, pentru că nu se face recepția la timp, pentru că se dau certificate care nu se mai prelungesc, pentru că nu se mai face regularizarea la autorizație de construcție la finalul lucrării. Deci, cred că este o informație care toată lumea este interesată și să fie transparentă pe site-ul primăriei. Și chiar aș trebui să vă rog în sensul ăsta, am discutat și cu domnul Stoica, și aici trebuie făcut un regulament. O să vă rog să ne dați concursul cu aparate de specialitate, un regulament de urbanism, nu știu, a fost de mult, prin 2000 și ceva, nu mai este de mult actualizat, s-a mai schimbat și legea. Se lucrează la PUC și este aferent PUC-ului, regulamentul de urbanism. În momentul în care va fi PUC-ul, e încă în vigoare, să știți. Până în 2023, parcă, sau când? 2023? Cred că finalizăm anul ăsta. Așa, deci e în vigoare regulamentul. A fost până... Oricum s-a prelungit încă 5 ani și vine 2023 sau 2023. A, este un contract încheiat cu o firmă. Noi lucrăm la planul urbanistic general, iar regulamentul este anexă la acest... Sunt modificări la intravilanul? Sigur. Da. Nu le-am fixat încă, încă suntem... pe măsurători, vor fi, vom avea și discuții într-o ședință viitoare, apropiată, cred că luna care vine, sau eu știu, poate peste 2 luni, dacă nu, să avem o consultare și publică pentru... Noi am fixat niște zone care vor fi transformate în intravilan, zone în care se solicită a se construi, vorba de strada Șesului de Adeleni, aici pe piatră, la intrare, unde zona cei fără pug, pe aici, pe la Ciurea de Jos, sau... Undeva, nu știu, mai la Helegiu, acolo în spatele SMT-ului, sunt zone ce se pretează a fi transformate în intravilan, acum pentru că tot lucrăm la punct.
Avem un contract chiar de anul trecut, o bună parte din partea de scrisă e realizată, suntem la măsurători, cred că sunt de greu. Reușim poate anul ăsta, suntem în termen oricum, că e până în 2023 prelungit punctul. Mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt, declar închisă ședința de azi. Vă mulțumesc!